Cancerul colorectal este una din cele mai răspândite forme de neoplazii din lume. Anual se înregistrează peste 1.200.000 de cazuri noi de cancer colorectal în lumea întreagă și aproximativ 700.000 de decese din această cauză. De cancer sufăr din 2018. Am aflat de ea ducându-mă la medicul gastroenterolog, eu având dureri foarte mari de burtă și stări generale foarte proaste. Așa, și acolo mi-a spus că am, din start, mi-a spus că am cancer de colon. Mă rog, au luat probă, s-a constatat că într-adevăr asta am. De urgență m-a operat, în două zile am fost și la operație. Așa, și asta a fost cancer de colon sigmoid, gradul 3 l-am avut. Așa, am urmat o serie de tratamente, chimioterapie, CT-uri pe care le-am plătit, 2 ani de zile le-am plătit numai din banii mei, din pensia mea, care e foarte mică, am 1600 de lei pensie. Și acum în decembrie, da, în decembrie 2023 am avut pierderi, da, 22, am avut pierderi de sânge și prima dată nu m-am îngrijorat. Am zis că s-o fi întâmplând așa la un timp oarecare să mai pierd și sânge, dar totuși la 70 de ani zic, ciclu, eu nu mai pot să am. Și m-am îngrijorat, văzând că nu se oprește și că din ce în ce cantitatea este mai mare, m-am internat. Și s-a constatat că am cancer ovarian. M-am operat, mi s-a spus că trebuie să fac, mă rog, să am o pauză de 2 luni de zile. Mă rog, acum am fost 2 luni de zile de când m-am operat în luna mai. Și ce să vă mai spun, doamna doctor care m-a operat a spus că s-ar putea ca aceste două cancere să aibă sau nu legătură între ele. Și că trebuie să fac un test genetic ca să vadă dacă au legătură sau nu. Sincer să fiu, n-am avut bani ca să fac testul ăsta și am zis, mai până la urmă o să rămân, nu o să mai fac nimic. Și cât o vrea Dumnezeu să trăiesc, basta. Copiii nu m-au lăsat, în sfârșit. Sunt mulți bolnavi de cancer în România care nu-și permit să-și plătească anumite investigații medicale și care nu sunt decontate de către stat, care nu au un acces rapid la diagnosticare și tratament în condițiile în care cancerul este o boală care nu așteaptă. Din acest motiv s-a născut și inițiativa concertului caritabil Armoniile Speranței, prin care medicii muzicieni cântă și strâng fonduri pentru a-i ajuta pe românii cu cancer. Concertul extraordinar Armoniile Speranței a fost organizat în scop caritabil de Fundația Medicina și Muzica, Fundația Constantin Silvestri și 360medical.ro. Au beneficiat deja mai mulți pacienți oncologici de ajutor, printre care și Mariana Pleșa, care suferă de 2 cancere. Ce crede ea despre inițiativa concertului Armoniile Speranței? Eu zic că este foarte binevenită pentru pacienții bolnavi de cancer, care din cauza lipsei de bani nu pot să acceseze nici tratamente și se pierd. Acum mă gândesc că susținerea financiară a analizelor preliminare pentru tratamentele astea de cancer drept la țintă sunt primordiale pentru bolnavii de cancer. Și după cum se știe, mulți nu au timp să aștepte să-și poată rezolva problema. Și mulți, fiind foarte scumpe tratamentele, nu pot fi accesate de foarte mulți pacienți. Și de aceea aceste evenimente sunt binevenite. Cei care își doresc să facă o faptă bună,
poți să sprijine financiar și să aibă încredere că banii ajung la bolnavi, nu în altă parte. Eu zic că ar trebui să fie cât mai multe evenimente de genul acesta. Zic, am vândut o casă. O casă, o garsonieră am vândut-o aici în București ca să pot să plătesc tratamentele și tot ce ar trebui să plătesc în acești 4 ani. Dar banii se termină la un moment dat. Și mai trebuie să îți și scumpete asta care a venit și mai trebuie să mai și trăiești tu ca persoană și nu, n-aș fi făcut. Nu mi-e frică de niciun fel de cancer. Singurul lucru care îi spun și sincer, nu mi-e frică și nu mi-e frică nici că mor. Dar mi-e frică de timp și de ce las în urmă. Concertul Armoniile Speranței a fost realizat pe 10 decembrie 2022 în parteneriat cu Opera Națională București, sub înaltul patronaj al președintelui României, Klaus Iohannis.